Salut, aș m-am găsit cu un episod pe Euro Truck Simulator 2. Suntem aici cu o încărcătură de iarbă. Trebuie să o livrăm. Deci, da, chiar este iarbă. Puteți vedea și acolo, în dreapta jos. Și hai să pornim și noi. Ne aprindem farurile, lăsăm frâna de mână, băgăm în viteză. Era băgat în viteză. Și pornim ușurel, ușurel. Spre destinație. Ce dăm și noi trecerea. Așa. Mi-am făcut un nou cont de ETS pentru că pe celelalte mi-am băgat hack, aveam foarte mulți bani. Pe contul ăsta nu mi-am băgat niciun hack. Am setat singurele diferențe față de viața reală, cum ar fi așa. Mai sunt și alte, dar na. Nu am contravenții, adică, de exemplu, dacă fac accident cu cineva, doar îmi ia avarii, nu îmi dă și amendă și oboseală, adică simulator de oboseală, nu mai sunt obosit niciodată, nu pot să, nu am nevoie să dorm. Aici e cel mai nasol pentru că vin foarte, foarte mulți. Ăștia mă lasă. Mersi, fain. Mă uitam să nu vină și de acolo. Dar sunt foarte de treabă, ca să pot să spun așa, ăștia buții. Calculatorul mă lasă. Nu știu de ce. Adică n-a. Nu cred că este și în viața reală la fel. Adică n-am mai întâlnești oameni buni, dar nici chiar așa. Să te lasă mereu. Ăștia mereu mă lasă. Adică și când ies din benzinărie sau ceva de genul. Deci, cum spuneam, mi-am făcut un nou cont. Am angajați. Știți că poți să ai angajați pe Euro Truck Simulator. Îți produc bani, nu știu dacă o să vină, o să scrie acolo în dreapta jos cât mi-a produs, adică cât îmi produce dacă termină o cursă. Eu din banii ăia, adică ei mi-arată suma pe profit, mi-arată, nu mi-arată totalul cât a câștigat tipul ăla. El acolo o să-și păstreze salariul, adică fiecare angajat are salariul lui. Are bani de combustibil. Merg ceva cam tare și nu prea cred că e ok. Am 15 tone parcă. 15 tone. 15 tone. Rulouri de iarbă. Bun, și aici trebuie să facem stânga. Așa ne indică GPS-ul nostru. Nu știu de ce pe jocul acesta, când este noapte, pur și simplu nu vezi, frate, mai nimic. Adică și cu farurile, doar să ai mereu faza lungă. Cu faza scurtă e foarte greu să te asiguri sau ceva de genul. Dar na. Mi-am luat și un tir de ăsta ceva mai puternic. Pentru că aveam înainte un tir foarte, foarte slab. Ăsta are undeva la 650-700 de cai. Sau chiar 750, nu mai știu nici eu exact câți cai are. Și am mai observat anumite greșeli ale jocului. Ia uite-l pe ăsta, ai văzut? Nu s-a... Tocmai ce voiam să spun. Nu se asigură. Deci îți taie calea. Mai ales la granițe, când vor să facă stânga-dreapta, nu se uită în oglinzi. Adică, na, e până la urmă un joc, dar era interesant să-ți acorde ție prioritate. Îți acordă, nu mereu îți sare așa în față, dar există anumite
părți din joc în care pur și simplu ți-a sărit în față și nu ai ce să-i faci, dai în el. Cât ai pune tu frână, mai ales dacă ești cu 20 ceva de tone, nu ai frâne, poți să iei și frâna de mână, nu te ajută la nimic, te duci pur și simplu în el. Ne-a dat acolo jos 106 km de parcurs, mi se pare mie, sau se duce puțin cam repede, adică chiar se duce foarte, foarte repede, kilometri de jos, de acolo. Nu ar trebui să se ducă așa repede, nu știu de ce. 12 viteze plus 4 manșalier. Pot să merg undeva până la 50 de km pe oră cu spatele. Mi se pare, nu știu, cam aiurea. Să mergi cu tirul cu 50 de km pe oră, nu prea e ok. Bine că ai făcut și tu dreapta să mă lași. Așa, avem benzină, trebuie să o lași ceva mai ușor, pentru că odată, nu știu ce naiba, o denivelare a fost și m-am răsturnat instantaneu. Avem și cruise control, dacă vedeți acolo în față, pe ecran mi-a arătat 100 de km pe oră, aceasta este viteza care stă tirul, adică stă fix la o viteză, nu mai îmi păstrează viteza. Dacă pot să accelerez până la 110-120, doar prin simplu fapt că apăs un buton, îmi adaugă 5 km. Mamă, ce era să intru în gard. Îmi adaugă câte 5 km la buton. Am mai văzut că era o setare acolo să îți revină după ce ai pus frână, să apeși pe un buton și să-ți revină la viteza pe care ai avut-o înainte. De exemplu, eu dacă apăs acum la 60 km pe oră să-mi păstreze, eu am apăsat frâna și s-a dus cruise controlul, nu mai rămâne salvat, dar dacă făceam cu o setare, există o setare, apăs pe alt buton, îți rămâne din nou la 60. Nu știu dacă ați perceput ce am spus aici, dar na. Nu prea mă descurc să explic așa de bine. Ăsta sunt eu. Mai pe scurt, revine la viteza anterioară și gata, nu mai trebuie să mai explici nimic. 37 km până la destinație, 3 km zici că sunt metri, nu este nicio problemă. Mergem cu viteza 120 km pe oră. Uitați acolo jos, venit 873 de euro de la Georgiana. Deci, îmi vine profit. Ăla este profitul meu. Cursa a fost mai mare, dar v-am zis că există taxe, există salarii, combustibil și întreținere la camion. O să vă arăt și acolo un meniu, cu altă ocazie. Trebuia să-mi păstrez banda. Aoleu, și era gata să intru în ăla. Hai bă frate, cât veniți? Hai odată să intru și eu. Ia uite, o mai vin mulți. Hai, las-o așa. Trebuia să rămân aici, nu știu ce am făcut, o prostie că m-am dus acolo. Avem și frâna de mână, tragem frâna de mână și așteptăm pe ăștia de la semafor. Pornim încet, încet, scârție și scaun, nu este nicio problemă. Semnalizăm, mamă, hai frate, că eu până fac eu să fac și roșu. Am trecut pe galben, n-am trecut pe roșu, nu este nicio problemă. Adică, de fapt, dacă ai da examen la școală de șofer, ar fi o problemă, ți-ar scade 9 puncte. Încă mai știu penalizările de la școală de șoferi. Așa, mergem direct înainte. Nu prea e ok să mergem cu tirul la asemenea viteză în localitate, în oraș, de fapt. Și nici așa o mică
distanță față de cel din față, trebuie să ne lăsăm. Bă, dar aici trebuie să facem stânga, frate. De ce nu... GPS-ul meu nu mai merge, se pare. Aici sunt denivelările astea care nu le sufăr, frate. Deci când intri aici într-o parcare să-ți lași remorca, sunt niște denivelări foarte, foarte nasoale și te încurcă foarte mult. Uilei, ce naiba, frate, te duci cu spatele? Hai să vedem dacă știu să o parcăm așa. Oricum este o parcare facilă. Nu este ceva complicat, ceva de meseriaș. Bun, și haideți că am și reușit. Activăm frâna de mână, oprim motorul, decuplăm remorca. Avem bani, experiență, level 12, meseriaș. Deci eu sunt un meseriaș. Bine, eu am fost Ovidiu, nu uitați dacă v-a plăcut, apăsați like, subscribe. Ne vedem la videoclipul următor. În videoclipul următor o să vă arăt chestia, cum stă treaba cu angajații, cu profitul, camioane și chestii de genul. Bine, vă urez numai bine.